Doamnelor și domnilor, bună ziua încă o dată. Urmare a constatării că legal constituit Consiliul Județean prin ordin al prefectului Cluj în conformitate cu prevederile articolului 179, coroborat cu articolul 134 din nou UG numărul 57 pe 2009, ce privind codul administrativ, am convocat Consiliul Județean în ședință extraordinară pentru astăzi 23 octombrie ora 13, ședință care se desfășoară, după cum vedeți, la sediul Consiliului Județean. Convocarea dumneavoastră s-a făcut de îndată prin informarea la ședința anterioară. Vă propun ca această ședință să o începem cu intonarea imnului național. Mulțumesc. În vederea stabilirii prezenței la această ședință, după ce vom da citire prin intermediul doamnei secretar Simona Gaci a numelui și prenumele fiecărui membru al Consiliului Județean, vă rog să confirmați prezența dumneavoastră la ședință. Pentru tocmirea listei de prezență, am să dau cuvântul doamnei Simona Gaci. Vă rog. Prezent. Domnul Mândar Marius. Prezent. Domnul Haiduc. Prezent. Domnul Tulucăin. Prezent. Mulțumesc. Domnul Tuluc, domnul Arion. Prezent. Doamna Marc. Prezent. Domnul Cordiș. Prezent. Domnul Sămărtean. Prezent. Domnul Călătan. Doamna Forna. Prezent. Doamna Marchiș. Prezent. Doamna Hodorogea. Prezent. Domnul Ciutea. Prezent. Domnul Drăghici. Prezent. Doamna Mureșan. Prezent. Domnul Popovici. Prezent. Domnul Bașar. Prezent. Domnul Rusu. Prezent. Domnul Bălaș. Prezent. Domnul Nistor. Prezent. Doamna Dehenes. Prezent. Doamna Muscă. Prezent. Domnul Molnar. Prezent. Domnul Florea. Prezent. Domnul Cordoș. Domnul prezent. Cordoș. Doamna Chiorian. Prezent. Domnul Cuibus. Prezent. Domnul Sălătioan. Prezent. Domnul Chirteș. Prezent. Domnul Vacar. Prezent. Domnul Bala. Prezent. Domnul Antal. Prezent. Doamna Reș. Și domnul Lorinții. Mulțumesc, 34 de... Da, mulțumesc, consultând lista de prezență la această ședință, constatând că din totalul de consilieri, 34 de membri sunt prezenți, fiind astfel asigurat vorumul necesar de ședință, putem desfășura această ședință în condiții de legalitate. Lipsesc la această ședință, din diverse motive... Nu lipsește nicio persoană, nu sunt validați ceilalți. Așa încât vă propun să începem această ședință prin aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. Votarea cum o facem? Cu ridicare de mână, având în vedere că încă nu avem acces toți la sistemul de vot electronic. Deci, cine este pentru? Deci, supun votul dumneavoastră, ca să repet, să nu fie niciun dubiu, procesul verbal al ședinței de constituire în care tocmai s-a depus jurământul, sau ce? Supun votul dumneavoastră procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Procesul verbal al ședinței a fost aprobat. Fiind asigurat cvorumul de prezență și la această ședință, declar ședința legal constituită și în continuare vom aproba procesul ordinii de zi, proiectul ordinii de zi de astăzi, care cuprinde două proiecte de hotărâri privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean. Doamna Simona Gaci, vă rog, aveți cuvântul. Cu privire la cele două proiecte de pe ordinea de zi, vă aduc la cunoștință că fiecare din cele două proiecte
sunt însoțite de referatul de aprobare, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, de avizul cu caracter consultativ al Comisiei de Specialitate, fiind în respectate prevederile articolului 182 aliniatul 4, coroborate cu articolul 136 aliniatul 8 și aliniatul 9 din Codul Administrativ. În continuare, supun votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi cu precizarea că vom utiliza vot deschis cu ridicare de mâini. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost aprobat proiectul ordinii de zi. În legătură cu proiectele de pe ordinea de zi de care v-am vorbit, înainte de a intra în dezbaterea celor două proiecte, vreau să precizez faptul că în conformitate cu articolul 186 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean, în toate cazurile în care se impune exercitarea votului secret, procedura de vot și de urmărire a voturilor și de consemnare a rezultatului votului este asigurată de către secretarul general al județului, care poate fi asistat de un număr de consilieri județeni egal cu cel al numărului egal cu cel al grupurilor de consilieri județeni care compun Consiliul Județean. Ca atare, fiecare grup de consilieri județeni poate desemna doar un singur consilier județean prin liderul de grup. Raportat la prevederea pe care tocmai v-am citit-o din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean, invit liderii de grup să facă propuneri. Domnul Haiduc, vă rog. Propun ca liderii de grup să facă parte din comisie. Și atunci e mai simplă. În regulă, deci dumneavoastră propuneți din partea PNL pe dumneavoastră, am înțeles. Mergem mai departe, fiecare grup trebuie să facă propunerea. Din partea, în ordinea, de la dreapta la stânga, e grupul USR, vă rog. O întrebare, dacă mi-e permis. Se fac propuneri acum pentru fiecare punct de pe ordinea de zi sau se face una? Nu, este vorba de persoana care să asiste la numărat și la procedura de vot. Adică nu discutăm acum de vicepreședinți. Pentru comisia de numărare. Okay. Propuneți o persoană de la dumneavoastră. Okay, de la Elena Muscă. Vă rog. Elena Muscă. În regulă. Vă rog, din partea PSD. Laura Pop. În regulă, din partea UDMR. Domnul Lorinții. Domnul Lorinții, în regulă. Ca atare s-a consemnat că doamna secretar va fi asistată de această comisie formată din persoanele propuse de către liderii de grup. Așa încât intrăm în primul proiect de pe ordinea de zi, care vizează alegerea în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean ca urmare a constituirii a unei persoane pe care, a unui domn sau doamne care va fi desemnată și pe care dumneavoastră o să o votați. Fiecare dintre dumneavoastră are în mapă forma tipărită a proiectului de hotărâre pe care l-am elaborat în acest sens. Conform legii, cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean sunt aleși de către Consiliul Județean din rândul consilierilor județeni la propunerea fie a președintelui Consiliului Județean sau a consilierilor județeni prin vot secret exprimat pe buletine de vot cu majoritate absolută. Alegerea celor doi vicepreședinți se face separat pe fiecare funcție cu majoritate absolută într-un tur de scrutin sau în mai multe tururi de scrutin organizate în cadrul aceleiași ședințe după caz. La deliberarea și adoptarea hotărârilor privind alegerea vicepreședinților, vicepreședintele Consiliului Județean participă și votează și consilierul județean sau consilierii județeni care candidează la funcția respectivă. În continuare, pentru a se face propuneri de candidați, vă invit să luați cuvântul pentru prima funcție de vicepreședinte al Consiliului Județean. Domnul Haiduc, din partea grupului PNL. Cel propun pe domnul consilier județean, Mânzat Marius Dorel. În regulă. Din partea grupului USR, vă rog. Mulțumesc. Suntem onorați să facem parte din acest for. O să dorim să reprezentăm, să respectăm opinia politică a clujenilor și o să dorim totuși să respectăm și configurații de la ultimele alegeri locale și o să încercăm să ne implicăm pe cât se poate, în special la nivelul comisiilor, așadar pentru prima poziție. Vă rog să vorbiți mai în microfon, să și rețet, nu vă auzim. Scuze. Mai în microfon.
Da, deci am spus că nu o să avem o propunere pentru primul. În regulă, mulțumim foarte mult. Din partea grupului PSD, vă rog. Nu avem propunere. În regulă. Din partea grupului UDMR, vă rog. Nu avem. Bun. Atunci, având în vedere propunerile pe care dumneavoastră le-ați făcut și faptul că s-a nominalizat la, pentru această funcție de vicepreședinte o singură persoană, dau cuvântul, sau nu, nu dau cuvântul, da, solicit ca persoana propusă să completeze declarația de acceptare a acestei candidaturi sau de neacceptare a acestei candidaturi, pe care să o și semneze. Iar pentru a se putea tipări buletinul de vot cu înscrierea numelui candidatului propus, dispun luarea unei scurte pauze, sens în care doamna secretară a județului va tipări acest buletin și va aplica ștampila pe aceste buletine și ne vom reîntoarce și relua ședința după ce ele vor ajunge și vom începe votul. Deci, practic, o scurtă pauză pentru o cafea sau o poveste.
stimați colegi, vă propun să reluăm ședința. Înainte de a trece la vot efectiv, doar vreau să vă explic foarte simplu, ca să nu există poate persoane dintre noastre care pot să facă o confuzie la vot. Deci e important, în cazul în care doriți votarea unui candidat, doar în cazul în care doriți votarea lui, să puneți un singur X în dreptul acelui caz unde scrie pentru. Dacă nu doriți asta, atunci puteți unde scrie împotrivă sau abținere. Dar nu este abținere. Bun. Dar ideea este că să nu aveți în cazul în care, ca să nu mă mai repet, al doilea vicepreședinte, dacă mai exista un candidat, nu e necesar să puneți împotrivă la cel de-al doilea. Dacă puneți pentru la unul, e suficient, iar restul trebuie să rămâne gol. Doar, votați doar pentru acea persoană cu un X în dreptul, e acolo unde doriți să votați. Nu trebuie să votați împotriva celeilalte persoane, că se subînțelege că o preferați pe cea la care votați pentru. Doar dacă doriți să aveți vot împotrivă la amândouă persoane sau câte vor fi la vicepreședinte, atunci vă putea pune la fiecare dreptul lui semnul X. Așa încât o să vă dau citire în ordinea pe care o am aici pentru vot. Rugămintea mea este să veniți în față, veți lua buletinul de vot de la... veți semna deprimirea buletinului de vot. Aici se va semna, doamna secretară va înmâna buletinul de vot, veți intra în cabină pentru vot secret, veți ieși din cabină și veți introduce buletinul în urna din fața doamnei secretar. Te rog să iei loc, Simona. Bun, începem cu... vreau să votez ultimul. Cu domnul Mânzat Marius Dorel. Să folosiți pixul care există, vă rog să veniți fiecare cu pixul dumneavoastră pe care să-l folosiți. Deși este și înăuntru, dar... bun, hai să încercăm mai repede. Domnul Haiduc Ioan Cristian. Domnul Tulucălin, Tulucălin, vă rog. Domnul Arion Adrian Virgil. Doamna Marc Marinela. Și de alfabetică. Domnul Cordiș Lucian. Domnul Sămărtean Iuliu. Domnul Călătan Gheorghe. Nu. Semnat în două locuri. Unde ții numele, frate? La Monhem. Taie peste unde nu era el. Îl cheamă Călătan și mai cum? Gheorghe și Gheorghe. Nu, acel unde zic că au votat. Au votat și locul lui Bașar. E bine, nu ce problemă. Călătan, Forna Maria. Marchi și Angela. Nu alfabetică sunteți. Unde ții mâul? L, M, N.
Codorogeanca. Ciuta Cristian. Drăghici Dumitru. Mureșan Violeta. Popovici Alin. Semnează acolo în dreptul numelui. Morhem Bashar. Rusu Ionuț. Ionuț, te rog, semnează la numele. Balaj Gheorghe. Nistor Ovidiu. Aici vă rog să semnați la dreptul numelui. E doar nealfabetică. El a semnat, așa e în politică, vedeți? Nu. De Hene și Adela. Vă rog, doamnă. Se pregătește doamna Muscă Elena. Haideți, vă rog, semnați. Aici. De Hene, să-mi cer scuze, o să țin minte de acum înainte, nu o să mai fac greșeala. Dehenes, deci cu accent pe dehe. În Ardeal accentul e pe silabele de finale de cuvântului. Dehenes Adela, da? Doamna Muscă Elena. Domnul Molnar Radu. Florea Ionuț. De acolo trebuie să fie. Domnul Cordoș Alexandru. Cordoș, vă rog. Domnul Cuibus.
E cald aici? Să deschidă? Doamna Chiorian? Laura? Domnul Sălătioan? Vasile? Domnul Chirteș Horea? Acolo, acolo. Nu, de alfabetic. Domnul Chirteș, vă rog. Domnul Vacar să se pregătește. Domnul Bala Francisc? Se pregătește domnul Antal. Doamna Reș Eva, se pregătește? Domnul Lorinț Zoltan? Așa, cu gândința mea să votez și eu. Propun comisia să meargă împreună cu doamna secretar pentru a număra voturile. Noi facem din nou o scurtă pauză.
realizeze numărătoarea. Buletinul de vot, am trecut de ăsta. Pentru alegerea primului vicepreședinte s-a finalizat. Rog pe doamna secretar să prezinte rezultatul votării. Vă rog. Deci numărul membrilor Consiliului Județean în funcție 34, numărul membrilor Consiliului Județean prezenți la ședință 34, buletine de vot tipărite care sunt egale cu numărul membrilor Consiliului Județean prezenți la ședință 34, numărul membrilor Consiliului Județean care și-au exprimat votul 34, buletine neîntrebuințate după votare și anulate, nu este cazul, buletine de vot întrebuințate la votare, din care buletine de vot valabile exprimate 34, buletine de vot nule nu am avut, voturi da 33 pentru domnul Marius Mânzat și unul a fost împotrivă. Având în vedere rezultatul votului exprimat, se constată faptul că primul proiect de hotărâre privind alegerea primului vicepreședinte funcția fiecare al Consiliului Județean ca urmare a constituirii noului Consiliu a fost supus votului, precum și faptul că domnul Mânzat Marius a obținut 33 de voturi pentru. Astfel a fost asigurat votul majorității absolute a membrilor Consiliului Județean. În conformitate cu prevederile articolului 63 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean numărul 170 din 2002, domnul Mânzat Marius și mai cum? Dorel. A fost ales în, a fost ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. Felicitări! Vă invit, domnule vicepreședinte, să procedați la depunerea jurământului și la semnarea acestuia în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Cluj. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă rog. Doamna secretar, vă rog, mai departe, trecem la următorul punct. Comunicăm hotărârea și o să o comunicăm și celor prezenți și domnului vicepreședinte și putem proceda la următorul proiect. Vă propun să trecem mai departe la următorul punct, alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Am să dau citire din nou numelui dumneavoastră în ordinea pe care o am în acest tabel și vă invit din nou să procedăm la fel. Nu avem propunere, am înțeles.
Atunci, stai, bun. Invit liderii de grup să facă propuneri pentru funcția de vicepreședinte. Vă rog, din partea grupului PNL. Din partea grupului PNL nu avem propuneri. Vă rog, din partea grupului USR Plus. Alianța USR Plus o propune pe Adela Dehenes. Mulțumim. Din partea grupului PSD. Nu avem propuneri. Mulțumesc. Din partea grupului UDMR. Grupul UDMR propune pe domnul Vacariștan. Mulțumim. Doamna secretar, facem o scurtă pauză, ne retragem pentru a redacta buletinele de vot. Dacă aveți și procesul, vă rog, cu rezultatele, aduceți-le.
Da, stimați colegi, o să continuăm ședința și o să vă dau citire din nou liste pentru a veni în față să putem exercita dreptul de vot. Domnul Mânzat nu este prezent. El a mers la băut deja? Unde e? Bun, atunci continuăm. Domnul Haiduc. Domnul Haiduc. Ioan Cristian. Vrei înainte, Călin? Domnul Mânzat Marius. Domnul Haiduc a fost. Domnul Tulu Călin. Domnul Arion. Stați puțin. Aveți grijă să nu greșiți acolo să votați de Mirce. Doamna Marc Marinela. Domnul Cordiș. Domnul Sămărtean Iuliu. Haideți mai repede, vă rog. Domnul Călătan Gheorghe. Doamna Forna Maria. Doamna Marchiș Angela. Doamna Hodorogea Anca. Domnul Ciuta Cristian. Domnul Drăghici Dumitru. Doamna Mureșan Violeta. Domnul Popovici Alin. Domnul Mohem Bașar. Domnul Rusu Ionuț. Domnul Bălaș Gheorghe Marius. Domnul Nistor Ovidiu Răzvan. Unde e? Dehenes Adela.
Doamna Musca Elena. Molnar Radu. Florea Ionuț. Cordoș Alexandru. M-am uitat aseară la confruntarea dintre Biden și la 4 dimineața. Și la 6 s-a terminat, l-am culcat la 6 și la 8 m-am trezit. Desfrânt, da. Vreau să spun că dacă te uiți la confruntarea de la noi, din două comune, nu e nicio diferență. Și aia s-a certat dacă este COVID și dacă trebuie să respecti masca sau nu și dacă respecti sau nu, dacă trebuie închise sau nu. Cum? Da, vei. Domnul Cuibus Valentin. A, scuzați-mă. Domnul Cuibus, dacă nu, doamna Chiorian. E. Portală sau? Nu așa mare. Nu așa mare portală. S-a așteptat să ne auzim pe... Asta e că suntem în direct pe Facebook. Domnul Sălătioan Vasile. Domnul Chirteș Horia. Domnul Vacar Ișvan. Domnul Bala Francisc. Domnul Antal Gheza. Doamna Reș Eva. Și domnul, în fine, domnul, dar nu în ultimul rând, domnul Lorinț Zoltan. Aceasta am epuizat lista colegilor noștri pentru expirarea votului. Îi rog pe colegii noștri să însoțească pe doamna secretar pentru numărarea buletinelor de vot, iar noi facem încă o mică pauză în așteptarea rezultatului. Mulțumesc!
Propun să luați loc ca să continuăm ședința și să o închidem astăzi. O să dau cuvântul doamnei secretar pentru a anunța rezultatul votului. Vă rog, doamna secretar. Deci, și la această procedură de vot, numărul membrilor Consiliului Județean în funcție 34, numărul membrilor Consiliului Județean prezenți la ședință 34, numărul buletinelor de vot tipărite egal cu numărul membrilor Consiliului Județean prezenți la ședință 34, numărul membrilor Consiliului Județean care și-au exprimat votul 34, buletine de vot neîntrebuințate după votare și anulate nu, numărul buletinelor întrebuințate la votare din care buletine de vot cu voturi valabile exprimate 32, buletine de vot cu voturi nule 2. Voturi da pentru domnul Vacari Ștvan 26, voturi da pentru doamna Dehenes Adela 6 și două voturi, cum am spus, nule. Deci domnul Vacar îndeplinește condițiile, a obținut 26 de voturi da, motiv pentru care propunem constatarea alegerii. Da. Numai puțin, domnul vicepreședinte, că nu v-am dat voie încă. În aceste condiții, conform articolului 63 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean, constatând că domnul Vacar Ișvan Valentin a fost votat ca și vicepreședinte al Consiliului Județean, îl invităm să procedeze la depunerea jurământului și la semnarea acesteia. Vă rog, domnul Vacar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele comunității locuitorilor județului Cluj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Urmarea votului exprimat, Consiliul Județean adoptă hotărârea privind alegerea domnului Vacar Ișvan în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean, ca urmare a constituirii noului Consiliu Județean în data de 23 octombrie 2020, care se va comunica de îndată persoanei în cauză, adică domnului vicepreședinte Vacar Ișvan. Cu acestea fiind spuse, vă dau cuvântul, dar la aceste avem diverse, nu avem, dar vă rugăm, dacă doriți acum la ședința asta, dacă nu, vă rog. Colegi, am descoperit-o în regulamentul de organizare și funcționare, un articol care ar trebui modificat din punctul meu de vedere, pentru că în calitate de membru al Comisiei de Numărare a Voturilor, vă rog să observați că la articolul 164 avem a treia coloană cuprinde mențiuni privind opțiunea de vot, care conține în acest moment doar caseta în care este înscrisă sintagma da. Deci nu am avut sintagma nu. Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie corectat, da? Pentru ca votul să fie valabil exprimat, opțiunea trebuie să fie da clară și trebuie să fie și mențiunea nu înscrisă în dreptul a maximum doi candidați. Sigur, în acest moment, având doar doi candidați, în comisie am reușit să stabilim care este votul pentru și care este votul împotrivă. Dar în varianta în care, de exemplu, am avea un număr mai mare de candidați, de exemplu 3, și s-ar înscrie da în dreptul tuturor, atunci votul nu ar mai putea fi considerat valabil exprimat. În aceste condiții vă propun ca pe viitor sau la următoarea ședință să modificăm
acest articol, o să vin cu propunerea de modificare a articolului, da? Astfel încât pe viitor să ne exprimăm votul în mod clar și să avem toate aceste opțiuni. Pentru că dacă azi am fi avut mai mult de doi candidați, modalitatea aceasta de exprimare a votului ar fi fost lovită de nulitate. O să vin cu această propunere. Doamna consilier, vă rog să promovați proiectul de hotărâre și la prima ședință va fi pus pe ordinea de zi, da, și îl vom analiza. Există mai multe modalități de a interpreta astfel prevederea din legea cu pricina, de aceea noi am optat pentru varianta simplificată. Dar în ambele formule suntem de acord, pentru că esențial este să nu existe dubii asupra votului exprimat și nici asupra modului de interpretare, așa încât vă aștept cu proiectul de modificare și vă promit că va fi pus pe ordinea de zi la proxima ședință. Bun, stimați colegi, cu aceasta am epuizat punctele de pe ordinea de zi. Dacă dumneavoastră, fiind acum încă în cadrul unei ședințe, chiar dacă nu există la punctul diverse astăzi luări de poziție, dacă doriți să faceți acest lucru și vreți să luați cuvântul pe orice temă sau dacă doriți să ne comunicați anumite lucruri, vă invit să o faceți acum la final de ședință. Dacă nu, vă puteți ideile să vi le mențineți până săptămâna viitoare, marți, la ședința extraordinară pe care o facem cu puncte pe ordinea de zi, inclusiv comisii și ceea ce mai avem urgent de decis, și puteți să o faceți și atunci. Deci dacă există dintre noastre colegi acum care vor să ia cuvântul, vă rog să o faceți. Bun, dacă nu sunt astăzi, atunci vă propun să închidem această ședință. Încă o dată, vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru alegerea în funcția de consilier, pe colegii noștri, cei doi domni onorabili în funcția de vicepreședință ai Consiliului Județean. Îmi doresc să avem un mandat fructuos și spre binele clujenilor. Vă aștept cu propuneri constructive și vă asigur de toată susținerea. Îmi doresc să continuăm lucrurile bune pe care le-am făcut, lucrurile mai puțin bune să le îndreptăm, așa încât fiecare avem rolul lui în acest Cluj pe care ne-l dorim cu toții frumos și care să fie casa noastră. Și să putem ca anumite proiecte, fie din finanțarea noastră, fie din bani europeni, să le putem și finanța. Încă o dată vă felicit, vă doresc succes și multă sănătate și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Urmează să vedem în ce formulă vom face ședințele. Până acum, în anul acesta, ședințele au fost online. Vedem dacă, oricum, prima ședință de alegere a comisiilor, fiind vorba de vot secret, vom fi nevoiți să o facem tot în această formulă, pentru că va trebui vot cu buletine de vot pentru comisiile de specialitate. Rog liderii de grup să discute între ei și să vină cu propuneri pentru toate comisiile, așa încât pentru ziua de marți să avem conturate comisiile în funcție de pregătirea și specializarea fiecăruia dintre noi. Există 7 comisii, vă dăm informațiile la liderii de grup pentru a le putea distribui către toți colegii dumneavoastră de grup și așteptăm pentru fiecare comisie propuneri pentru a face marți o ședință în acest sens. Așa încât luni, cel mai târziu, rugămintea mea este liderii de grup să discute între ei pentru a putea contura pentru marți comisiile, pentru a nu sta atunci în sală să ne certăm pe o listă, ci ar fi bine propunerile fiecărui grup să o cunoaștem ca și nominalizare pentru fiecare persoană, pe fiecare comisie, sau mai multe persoane pentru aceeași comisie. Deci, marți va fi convocată, sau deja am convocat, cred, o ședință extraordinară, sau nu? Nu, o să o convoc ședința extraordinară pentru ziua de marți, cu rugămintea ca dumneavoastră, liderii de grup, să luați legătura între dumneavoastră și să conturați în mare componența nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean. Următoarea ședință marți va fi în format clasic, adică în această formulă, pentru votul pe care trebuie să-l dăm, după care urmează, funcție de situația epidemiologică, să decidem dacă ședințele următoare le facem în format electronic pe Zoom, cum am făcut anul acesta, sau în acest format cu distanțare la 1,5-2 metri între noi, cu prezența fizică. Acest lucru urmează să-l stabilim. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc succes, multă sănătate tuturor!